Mulțumim Domnului care ne-a păstrat cu viață până în această seară, numele Lui să fie binecuvântat. Dorim pentru toți cei prezenți, frați, surori, copii, prieteni, chiar dacă sunteți membri acestei biserici sau nu, Bunul Dumnezeu să se îndure și să vă binecuvinteze. Amin. Am văzut aici în stânga și în dreapta copiii și vă rog să mă îngăduiți să le spun ceva lor mai întâi. Ei sunt mai nerăbdători, ei se plictisesc mai repede, flămânzesc mai repede. Dar și noi am fost copii și dacă Dumnezeu mai ține lumea aceasta, veți fi și voi oameni mari. În cartea a doua împăraților, capitolul 5, este scris pe scurt despre o fetiță. Iată cuvântul Scripturilor, citesc versetul 2 și 3. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră o roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman, un general, comandantul armatei Siriei. Și ea a zis stăpânii sale, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Hai să adăugăm și versetul 4. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din Israel a vorbit așa și așa. Ați mai auzit voi de fetița asta, da? O primă întrebare, așa în primul rând pentru fetițe, valabil și pentru băieți. Voi ați fost vreodată, nu robi, că știu că n-ați fost, așa ceva nu este în țara asta, slugi ați fost, să vă trimită mama sau tata de sărași ce sunt într-o vacanță la unul și toată vara să îngrijiți de oi, să vă sculați dimineața la 5, să vă sculați, culcați seara la 11 și dacă ați scăpat oile la altcineva să primiți bătaie pentru asta, mâncare doar atunci când vrea stăpânul, mă tem că nici așa ceva nu s-a întâmplat. Dar am altă întrebare. Din ce am citit aici, rezultă că fetița asta era supărată pe Dumnezeu? Nu rezultă. Și eu vă întreb, voi ați fost vreodată necăjiți așa pe tata, pe mama? Știți că cine se necăjește pe tata și pe mama se necăjește pe Dumnezeu? Pe tata și mama și ce pot. Spunea Domnul Iisus că și dacă îți răi, dau daruri bune copiilor lor. Dar mai sunt unii copii nemulțumiți. Am întâlnit eu undeva un băiat, l-a pus tata să facă treabă, erau mai puțini băieți în familie, mai multe fete și probabil pe băieți cădea mai multă muncă și a zis, supărat către tatăl lui, vreți să practicați sclavia, tot ne trimiteți la muncă. Dar asta nu neapărat că a muncit prea mult, n-avea el chef, probabil vrea să se joace. Deci rețineți în primul rând, voi sunteți toți, din acest punct de vedere, mai fericiți și o duceți mai bine decât fetița asta, da? Sigur. În al doilea rând, vă rog să rețineți că ea, și asta e important și pentru asta am vrut să vă spun, și vă rog să vă gândiți, aici pot să se gândească și mari, părinți, și când mergeți acasă discutați, asta pentru ca să învețe copiii mai bine. Recitesc cuvintele ei, dacă ar fi domnul meu care era lepros, la prorocul acela din Samaria l-ar tămădui de lepra lui. Întrebarea mea, de unde știa fetița că generalul sirian Naaman se va curăți de lepră pentru că în Israel Elisei n-a vindecat niciun lepros? A spus Domnul asta, în Luca 4, că altfel dacă am citit numai Vechiul Testament, ne-am gândit că a vindecat, dar nu scrie. Deci sigur n-a vindecat. Dar dacă ea nu a auzit că el se fi vindecat un lepros, cum a știut ea că dacă el se duce acolo, generalul acesta lepros se va vindeca? Frații din fosta Uniunea Sovietică ne-au povestit că în vremea când nu exista libertate și frații se adunau prin păduri, pe deascuns, măcar să ia cina Domnului, să se roage. Un copil care avea un defect la picioare, s-a jucat și el acolo, nu era departe de satul lui, și a auzit gălăgie, s-a târât așa, încet, încet, și s-a ascuns după o stâncă. Și a auzit, pentru el a fost curios,
se rugau în comun, cântau nu prea tare, au vorbit despre Domnul Iisus și la urmă cel ce conducea slujba le-a spus: frați și surori, săptămâna asta postim și ne rugăm și duminica viitoare facem rugăciune și ungere cu un de lemn pentru bolnavi și Domnul Iisus vindecă. Și au auzit pe frați și pe surori spunând amin și el s-a gândit la el: dar eu sunt bolnav, picioarele mele sucite. A mers acasă la mama și i-a spus: mama, să-mi cumperi pantofi normali. Da, dragul mami, tu știi că nu poți ține numai la comandă, așa, ce să faci? Nu, mama, să-mi cumperi pantofi normal. Dar de ce? Am auzit de unul Iisus care vindecă și oameni cu probleme la picioare. Dar nu neapărat că a vorbit cineva de picioare sucite ca a lui, dar a auzit că Domnul Iisus vindecă. Și uneori copiii așa de frumos cred că cei mali au prea mult în minte și lucrurile bune le se încurcă printre cele rele. Dar la copii nu s-a adunat atâtea rele în minte. Și n-a mai rezistat mama cu el până i-a cumpărat pantofi. I-a dus acasă, i-a pus peste o sârmă așa legați și uita la ei și spunea: duminică vă încalți. Mama s-a văzut așa entuziasmat, duminică și-a luat așa încet, a plecat din vreme, păpuci în mână, mama s-a după el. S-a ascuns și ea lângă el. Și când a venit vremea rugăciunii pentru bolnavi, așa târându-se cum mergea el, s-a dus și a zis: care e Iisus? El era cu păpuci în mână. Că am venit să mă vindece. Și povesteau frații: Domnul a făcut minunea și l-a vindecat. Și s-a întors cu păpucii aceia cu care el le-a dus în spate. Fetița asta a crezut și eu cred că Dumnezeu a făcut lucrul acesta și pentru ea. Dragi copii, acum este o săptămână de evangelizare. Da, dacă vrea Domnul să mântuiască pe careva din profesorii voștri, din vecinii voștri, ați putea voi să le spuneți nu doar despre un proroc, despre cel mai mare proroc, despre Domnul Iisus. Să le spuneți: este, dacă ai venit tu la Iisus, Iisus te-ar mântui. Dacă aveți vreun îndemn special, vreun vis, să spuneți la cineva că Domnul vrea să facă și o minune, și asta poate Domnul să o facă. Iată că fetița asta a fost călăuzită, că altfel nu-mi explic că, repet, al lepros nu se vindecase. Și acum, în final, și-am încheiat, nu mai scrie ce s-a întâmplat cu fetița asta. Dar eu mă gândesc, dacă Naaman s-a întors înapoi la proroc, deci era recunoscător, dar când s-a întors acasă, credeți că nu s-a dus să ia fetița în brațe și să-i mulțumească? Poate nici n-a mai lăsat-o să fie roabă, nu știu. Eu una știu, cu siguranță Dumnezeu a îngrijit de fata aceea. Că cei credincioși sunt în mâna lui Dumnezeu. Știu din Bucovina când s-a întâmplat și au murit tații de la două familii, de la trei familii numeroase și au rămas în scurt timp 40 de orfani. Au trecut de atunci ani și spuneau frații, în Voitinel a fost asta, așa le-a purtat Dumnezeu de grijă. De zici că-s mai bine puși la punct decât alții care au avut tată. Noi ca tați și ca mame facem ce putem, dar cel ce poate să îngrijească de viitorul vostru este Dumnezeu. Vă recomandăm, dragi copii, să vă încredeți în El, să vorbiți și altora despre minunile Lui, despre numele Domnului Iisus, și Domnul să dea îndurare la plin și la copiii deopotrivă. Amin.